Evaluarea națională se desfășoară anual într-o singură sesiune. Centrul Național pentru Evaluare și Examinare a elaborat variante de subiecte în conformitate cu programa pentru evaluarea națională la clasa 8-a. Subiectele au avut un nivel mediu de dificultate, ce au permis rezolvarea în 120 de minute. Extragerea variantei de subiect a avut loc în dimineața zilei de examen, varianta fiind transmisă către toate centrele de comunicare din țară. La nivelul Argeșului s-au organizat 32 astfel de centre. Sălile în care s-a susținut examenul au fost în prealabil adaptate astfel încât elevii să fie așezați câte unul în bancă în ordine alfabetică. Pe ușa fiecarei săli a fost afișată lista nominală cu elevii, dar și avertismentul prin care se anunță că este strict interzis accesul cu materiale ajutătoare, mijloace electronice de calcul sau de comunicare. Frauda și tentativa de fraudă atrag după sine eliminarea din sală și acordarea notei 1 la lucrarea respectivă. Supravegherea a fost asigurată pentru fiecare sală de 2 asistenți, cadre didactice de alte specializare decât cea corespunzătoare disciplinei la care se susține proba, proveniți din unitatea de învățământ în care are loc examenul. Fiecare sală de examen a fost dotată cu camere de supraveghere video. Ministerul Educației Naționale a interzis cu desăvârșire colectarea sau favorizarea acțiunii de colectare a unor fonduri materiale sau bănești de la elevi, de la părinții acestora sau de la orice persoană care are rude în rândul elevilor, fonduri care au ca destinație asigurarea meselor sau a altor beneficii pentru membrii comisiilor din unitățile de învățământ sau din centrele zonale de evaluare. La nivelul Argeșului s-au înscris la proba scrisă la limba și literatura română 5.323 de elevi, care au susținut examenul în 130 de unități de învățământ. Prezenți în prima zi de examen au fost 5.278 de elevi. Nu a fost eliminat niciunul dintre aceștia. Lucrările se vor evalua în 6 centre. În județul nostru s-au înregistrat 9 cazuri speciale care presupun susținerea probelor la domiciliul elevului sau la spital, mărirea timpului alocat probei scrise cu o oră sau realizarea lucrării prin dictarea conținutului acesteia de către elevul cu deficiențe unui profesor asistent.